Polițiștii clujeni au împărțit zilele acestea 8.000 de felicitări cu sfaturi pentru prevenirea furturilor. Polițiștii compartimentului de analiză și prevenirea criminalității, în colaborare cu polițiști de proximitate și voluntari, au desfășurat o serie de acțiuni de distribuire de materiale preventive. Felicitările cu recomandări pentru prevenirea furturilor din genți, poșete și buzunare, a furturilor din locuințe, precum și a celor din autoturisme, au fost împărțite cetățenilor care se aflau la cumpărături în diferite zone ale municipiului Cluj-Napoca, conform comunicatului de presă remis de IPJ Cluj. La nivelul județului Cluj au fost realizate 8.000 de felicitări, care au ajuns la toate posturile de poliție comunale și în toate municipiile. Pe lângă aceste felicitări, au mai fost realizate 7.000 de materiale special făcute pentru prevenirea faptelor de natură penală în mediul rural, se mai arată în comunicatul de presă.